Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar, iar astăzi la educație socială vom analiza împreună ce sunt stereotipurile și prejudecățile și care este impactul lor asupra oamenilor. El este Vlad. În fiecare weekend vorbește cu verișoara lui din Germania. În acest weekend, Vlad și Maya au inventat un joc și vor să-l împărtășească cu voi. Unul dintre ei trebuia să spună numele unui locuitor din orice țară, iar celălalt trebuia să găsească un cuvânt care să-l caracterizeze pe respectivul locuitor. Dacă nu știau să asocieze cu un cuvânt potrivit, atunci aceștia căutau informații pe internet. Ziua a fost minunată, însă aceștia aveau o nedumerire. Nu știau dacă însușirile pe care le-au găsit sunt stereotipuri sau prejudecăți. Cei doi copii vă propun să vă alăturați acestui joc și să descoperiți împreună ce sunt stereotipurile și prejudecățile. Care este primul cuvânt care îți vine în minte atunci când spui italian, francez, englez, spaniol, român? Opriți filmarea și scrieți aceste cuvinte pe tablă. Foarte bine! Haideți să vedem ce au scris Vlad și Maya. Ei au asociat italianul cu paste și vorbăreț. Francezul a fost asociat cu baghetă și arogant. Englezul a fost asociat cu ceai și protocolar. Spaniolul cu paella și petrecăreț, iar românul a fost asociat cu sarmale și hoț. Ce observați? Însușirile sunt pozitive și negative. Voi ați găsit astfel de însușiri? V-ați întrebat vreodată de ce facem așa repede aprecieri despre oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată? Stereotipul reprezintă o idee fixă, preconcepută, pe care o avem despre ceva sau cineva fără a fi analizată. Se referă la etichetarea unei persoane. Stereotipurile conduc la prejudecăți și nu au o bază în realitate. Prejudecata reprezintă sentimente de obicei negative, nedrepte față de membrii unui grup religios, etnic, cultural, social. Exprimă ceea ce simțim și cum acționăm în funcție de ideile preconcepute. Prejudecățile sunt stereotipuri la care se adaugă emoții și sentimente. Emoțiile și comportamentele negative cauzate de prejudecăți sunt discriminarea, furia, violența, intoleranța și altele. De unde vin stereotipurile? Stereotipurile vin din familie, de la prieteni, din școală, din mass media sau internet. Care este sursa prejudecăților? Etichetările, eșecurile, competiția sau diferențele existente între noi și ceilalți. Pentru a face diferența dintre stereotip și prejudecată, v-am propus următoarele exemple. Stereotipul: femeile nu sunt cei mai buni conducători auto, iar prejudecata: nu urc într-o mașină condusă de o femeie. Sau stereotipul: toți doctorii scriu indescifrabil. Și prejudecata: nu voi înțelege niciodată ce medicamente sunt scrise pe rețetă. Dați și voi exemple de stereotipuri și prejudecăți, inspirându-vă din meseriile prezentate în imaginile de mai sus. Ce meserii sunt prezentate în imagine? Credeți că sunt la fel de buni și bărbații și femeile? Sigur că da! Combateți stereotipurile exemplificând trei meserii în care și femeile și bărbații se remarcă prin profesionalism. Foarte bine, v-ați descurcat! Minunat! Dacă întâlnirea noastră de astăzi a debutat cu un joc, vom încheia tot cu un joc. Bum, stereotipuri! Recunoașteți jocul din imagine? Este Jenga. L-ai jucat și tu, nu-i așa? Pentru jocul nostru de astăzi, Boom Stereotipuri, avem nevoie de aceste piese. Veți găsi piese cu față tristă și piese cu față veselă. Gândiți-vă la cât mai multe stereotipuri și notați stereotipurile pozitive,
pe acele piese cu față veselă și stereotipuri negative pe cele cu față tristă. Haideți să vedem câteva exemple. Stereotipuri pozitive. Atleții afroamericani sunt mai rapizi. Copiii unui medic devin medici. Scrieți și voi cât mai multe stereotipuri pozitive pe astfel de piese. Stereotipurile negative sunt cele cu față triste. Numai băieții pot fi buni polițiști. Sau nu te juca cu un copil care ia note mici. Scrieți stereotipuri negative pe piesele cu față tristă. Mai aveți o sarcină de îndeplinit, să stabiliți la nivelul clasei regulile jocului. Însă eu vă pot sugera câteva reguli. Spre exemplu, dacă extrageți o piesă cu față veselă, piesa rămâne la voi și aveți dreptul să mai extrageți o altă piesă din turn. Dacă piesa este cu față tristă, această piesă trebuie să o adaugi pe turn fără să-l dărâmi. La sfârșitul jocului, câștigă copilul care are cele mai multe piese cu stereotipuri pozitive. Sau, o altă regulă, dacă ai extras din turn o piesă cu față tristă, stereotipul negativ trebuie să-l transformi într-unul pozitiv. Iar dacă nu reușești, trebuie să pui piesa înapoi de unde ai luat-o, fără să dărâmi turnul. Spor la joacă! Pe curând!